Am revenit la Talk News, doamnelor și domnilor, în studioul Profit News. La această oră este ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult, este primul interviu pe care îl acordați în această calitate pe care o aveți din nou de ministru al Justiției și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat această invitație. Începem și cu subiectul acestui moment, cel legat de salariile magistraților care au fost majorate și implicit au crescut și pensiile lor speciale. Domnule ministru, cum se justifică acest lucru în contextul în care se discută foarte mult despre privilegiile magistraților, despre faptul că aceste pensii speciale ale lor sunt foarte mari și că poate chiar ar trebui eliminate și reveni la principiul contributivității. Există vreo justificare? În primul rând, Ministerul Justiției nu a majorat și nu poate majora salariile și pensiile în plată. Salariile și pensiile în plată sunt stabilite prin legi succesive care au fost adoptate în ultimii 10 ani. Din păcate, aceste legi au conținut și conțin o serie de necorelări care au declanșat un val de procese între o parte din salariați din diverse familii ocupaționale, nu numai justiție, și guvern, inclusiv Ministerul Justiției. Aceste procese au rezultat într-o serie de decizii ale instanțelor de judecată, sute de decizii, dacă nu chiar mii de decizii, definitive, inclusiv la nivelul înaltei curți. Au generat de asemenea un contencios constituțional tranșat printr-o decizie a Curții Constituționale. Aceste decizii definitive au corelat legile de salarizare care s-au succedat, cum spuneam, în ultimii 10 ani. Ele sunt pentru Ministerul Justiției obligatorii. Și nici ele nu majorează salariile și pensiile, ci stabilesc corelațiile pe care legea urma să le facă și nu le-a mai făcut între aceste categorii salariale, inclusiv clase și subclase din aceleași familii ocupaționale. Ministerul Justiției nu putea ignora hotărâri judecătorești definitive. A nerespecta o hotărâre judecătorească definitivă presupune o sancțiune, chiar de ordin penal. Ministerul Justiției, prin urmare, n-a majorat niciun salariu și nicio pensie, ci doar a făcut aplicarea acestor hotărâri judecătorești, care la rândul lor n-au majorat niciun salariu și nicio pensie, ci doar au interpretat corect ceea ce trebuia să facă legea, corelările dintre aceste modificări succesive. Bun, dar această valoare sectorială de referință, care a fost majorată cu aproximativ 20%, ce înseamnă ea? Înseamnă o majorare automată și a salariilor magistraților cam cu același procent și implicit și a pensiilor care sunt corelate cu salariile? Haideți să vedem de unde a plecat problema. Problema a plecat dintr-o ordonanță din 2016, ordonanța 20 din 2016, care a stabilit un nou nivel de referință sectorială pentru o subclasă ocupațională din familia justiției, respectiv pentru sistemul de probațiune. Adoptând această modificare, cum ați spus dumneavoastră, de aproximativ 20%, puțin mai mult de 20%, la acel moment, doar pentru o subclasă din familia justiției, subclasă ocupațională, deci una din meserile din familia ocupațională justiție, a dat posibilitatea, dacă vreți, unui val de procese care s-au întins pe parcursul mai multor ani de zile. Aceste procese au tins să aplice acest venit de referință sectorială, așa cum spunea legea, tuturor familiilor, subclaselor ocupaționale din familia justiției. Și au apărut aceste sute de hotărâri judecătorești definitive, inclusiv, repet, la nivelul înaltei curți. De asemenea, tot pe cale jurisprudențială, Curtea Constituțională, prin decizia 794 din 2016, admițând o excepție de neconstituționalitate a unei ordonanțe 57 din 2015, a stabilit că venitul de referință sectorială, introdus prin ordonanța 20, citată, trebuie aplicat tuturor subclaselor ocupaționale. În sfârșit, în alta curte, printr-o decizie de anul trecut, decizia 55 din 2021, a stabilit că acest venit de referință sectorială incumbă tuturor ordonatorilor de credite din sistemul judiciar. Prin urmare, ceea ce a făcut Ministerul Justiției a fost să aplice corect legea, așa cum i-au stabilit deciziile instanțelor, decizia înaltei curți, decizia CCR-ului, arătând, de fapt, ordonatorilor secundari și terțiari
care este modul de aplicare a legii stabilit prin aceste hotărâri judecătorești. O secundă doar. Prin urmare, dacă tragem o linie, vom observa că problema rezidă nu la Ministerul Justiției, nu la CSM, care de asemenea este unul din ordonatori, nu la Înalta Curte, care de asemenea a emis un ordin similar, nu la Ministerul Public, deci nu la ordonatorii din sistem, ci problema rezidă în necorelările legislative, care s-au succedat timp de 10 ani de zile și care nu au fost corectate. Deci a soluția acestei probleme este urgent adoptarea unei legi de salarizare în sistemul judiciar, în puterea judecătorească, pentru puterea judecătorească, care să corecteze aceste deficiențe. Faptul că ulterior e de dorit cât mai rapid vom avea o lege de salarizare unitară pe care guvernul are în vedere, nu exclude această tehnică rapidă de intervenție legislativă. Pentru că, odată cu adoptarea legii salarizare unitare, legea care se adresează strict puterii judecătorești poate fi integrată în acea lege cadru mai mare. Dar cu fiecare zi care trece și nu intervenim legislativ, acest fenomen se poate propaga. Și el a însemnat, dacă vreți, în, de exemplu, anul trecut, cheltuieli adiționale cu numai cu debitele constatate din urmă, repet, din urmă, pentru hotărârile judecătorești, prin hotărârile judecătorești, ci și cheltuieli adiționale, cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare silită, dobânzi, penalități de întârziere. Dacă Ministerul Justiției nu intervenea și respecta legea așa cum este definită prin cele două hotărâri în primul rând, dar și celelalte hotărâri ale instanțelor definitive, ar fi generat în plus pentru guvern astfel de cheltuieli cu judecata, cu executarea silită, dobânzi, penalități de întârziere. Iar în sfârșit, ministerul a aplicat acest ordin pe baza legii bugetului de stat, care a alocat această sumă prin care să putem absorbi șocul acestor procese care vin din urmă. Deci nu e vorba de niciun fel de majorare. Pare rău că greșit s-a înțeles acest lucru. E datoria mea să aduc în fața noastră exact cum stau lucrurile și asta ca să, ca să sumarizăm pe scurt, ceea ce ați făcut dumneavoastră prin acest ordin de ministru, acest ordin a venit să pună să uniformizeze modul în care este aplicată legea la toate categoriile și subcategoriile din sistemul de justiție și vine ca un substitut, spuneți, până când va veni vine ca o executare a legii așa cum a fost interpretată de cele mai înalte instanțe din această țară. Mod în care nu putea fi ignorat de către Ministerul Justiției. Veți veni și cu un proiect de lege pentru ceea ce spuneați dumneavoastră? Da, am propus și voi veni în guvern cu memorandum în care să propun aceasta. Am discutat deja și voi veni și formal în guvern cu un memorandum care să reglementeze această situație. Pot să spun mai mult decât atât. Nu este singura anomalie, să spunem, de sistem în ceea ce privește salarizarea. Sunt multe alte necorelări. Am primit, cred că nu exagerez, peste 1000 de memorii de la instanțe, parchete, grefieri, probațiune, asociații profesionale ale magistraților, inclusiv cele care nu pot fi suspectate în niciun fel de lipsă de apetență pentru reformă și de viziune de ansamblu modern asupra sistemului judiciar. Nu vreau să citez aici nume, dar vă spun că am la minister, pe birou, astfel de memorii, le-am citit pe toate. Fie direct, fie am instructat să-mi facă rezumate, asigur pe toți cei care ne-au scris la minister, absolut fiecare rând trimis la minister a fost citit. Nu am luat această decizie fără să mă uit la lege, fără să mă uit la decizii, fără să mă uit la, cum să spun, spiritul dreptății care trebuie să întroneze aplicarea legii și dacă e ceva de corectat, de corelat, de egalizat, în viitor, legat de pensii, de salarii, nu o face doar Ministerul Justiției, este o materie care este, în primul rând, în dreptul Ministerului Muncii, Ministerului de Finanțe, împreună vom găsi această soluție, discutând cu sistemul și corelând inclusiv anomalii despre care s-a tot vorbit, pensii în plată mai mari decât salarii și așa mai departe, respectând statutul magistratului. De când așteptau aceste decizii o judecătorește, o hotărâre a ministrului? De când era amânată luarea unei decizii la Ministerul Justiției? Dacă ar fi să facem istoria fenomenului, cred că epuizăm emisiunea. Fenomenul începe undeva în anii 2002-2003. El a fost stopat printr-o intervenție legislativă în anul 2008. Nu e prima dată că iau la cunoștință cu o astfel de situație.
Și în 2008, când am venit la minister, am întâlnit o situație similară, dar pe alte necorelări s-au corectat acestea între timp, s-a închis acea problemă. Guvernele care s-au succedat, chiar și pe ce eu n-am mai fost în guvern, au continuat aplicarea programului, el s-a închis undeva până în 2013. Acum, în urma acestor reglementări, dată mai recentă, au apărut din nou aceste necorelări. Ori, trebuie să fim corecți și să evităm un verdict strâmb, și anume că magistrații ar fi de vină sau că ei sunt lacom sau că, în fine, aplică legea după cum vor ei prin hotărâri judecătorești. Aceasta este o concluzie superficială, cu tot respectul pentru cei care o îmbrățișează. Concluzia corectă este că legea trebuie aplicată corect pentru toată lumea și nu disparat. Aveam situații, și avem în sistem la ora asta, situații în care anumiți ordonatori secundari sau terțiari priveau legea într-un fel, o aplicau într-un fel, alții o interpretau în alt fel. Astfel încât între salariați din sistemul judiciar, nu contează care e meseria lor, de la grefier și până la judecător, da? Erau plătiți într-un fel într-o curte de apel, în alt fel în altă curte de apel. Asta genera din nou încă un rând de procese și e un carusel care nu se mai termină. Cine a trebuit să-și ia răspunderea, să spună stop, s-au pronunțat instanțe, asta este interpretarea legii, o aplicăm. Venim, explicăm și dacă e ceva de corectat, e de corectat în lege. Asta voiam să vă întreb, dacă alți miniștri al justiției ar fi putut să oprească aceste cheltuieli despre care vorbiți, făcute de minister, pentru că nu s-a aplicat. Toți au făcut eforturi. Eu vă spun că nu sunt singurul care a fost în această postură. Și fiecare dintre ei a încercat în fel și chip, în funcție de context, de durata mandatului, de ce majorități au avut la dispoziție, de ce priorități guvernamentale au fost, de ce bani au fost în buget. Încercări să rezolve problema. Aici însă aduc în discuție o altă chestiune, și anume calitatea legiferării. Adică, vedeți dumneavoastră, de multe ori proiectele pleacă într-un fel din ministere. E Ministerul Muncii, că e Ministerul Finanțe, că e Ministerul Justiției. Și încă suferim, eu nu fac o critică instituțională aici, dar pe ansamblu, și eu sunt parlamentar și vorbesc despre instituții în care fac parte. Înainte de a fi ministru, sunt parlamentar. Acolo încă avem de lucrat la calitatea legiferării. Pentru că în momentul în care din Parlament ies legi necorelate, automat asta este calea către, garantată către procese, către despăgubiri, către costuri suplimentare, către tensiuni inerente între categorii de salariați, care toți arată cu degetul la guvern. Dar nu guvernul legiferează în ultimă instanță. Deci trebuie să facem mai mult efort în Parlament de a corela aceste reglementări atunci când sunt adoptate. De la nivelul comisiilor parlamentare, la nivelul fiecărui parlamentar până la urmă, e și o responsabilitate individuală aici. Nu e vorba doar de partide sau de comisii sau de oameni cu poziții de răspundere în Parlament, șef de comisii, președinți de camere, etc. Fiecare parlamentar când propune un amendament, eu m-am confruntat și la minister cu acest lucru. Noi emitem puncte de vedere pe fiecare propunere legislativă cu incidență pe sistemul judiciar. Am avut întotdeauna dificultăți și am trecut prin momente delicate explicând unui coleg sau altuia că o anumită reglementare, deși e bine intenționată, nu se corelează cu altă reglementare, se suprapune pe o altă reglementare, intră pe un proiect care deja e în Parlament sau în pregătire la minister, face parte dintr-un pachet mai larg și trebuie corelat cu alte reglementări și așa mai departe. Adică aceste intervenții legislative punctuale, de nișă, care pot aduce, nu știu, satisfacție unei categorii de alegători sau alteia și implicit o anumită legitimitate și credibilitate politică unui parlamentar sau altuia, în final se întorc împotriva noastră a tuturor. Pentru că de asta ajungem în această situație. Calitatea în legiferare este un deziderat care noi nu l-am atins. Și este inclusiv una din cauzele aglomerării instanțelor. Pentru că o lege clară nu naște întrebări, nu naște interpretări complicate și te ferește de litigii. O lege complicată sau necorelată, chiar că e bine intenționată sau poate e generoasă, inclusiv financiar, cu categorii de salariați, te conduce automat la aglomerare instanțelor. O întrebare înainte de a epuiza acest subiect. Vorbeați mai devreme de interpretări eronate sau poate chiar rău intenționate referitoare la salariile magistraților. Nu, temă tehnică și nu e ușor de înțeles. Cum le răspunde acestor critici care ar spune, care spun de fapt că magistrații sunt categoria din România care au cele mai mari salarii, salarii de care depășesc
10.000 de lei, pensia medie cea mai mare tot în sistemul judiciar se găsește în jur de 10.000 de lei. Lor cum le răspundeți când spun că sunt într-adevăr, poate, magistrații categorie privilegiată din acest punct de vedere? În primul rând că nu, niciodată n-am criticat și nu o să critic pe cei care critică. E chiar foarte bine ca guvernul, ministerele să fie întotdeauna, eu știu, luate la întrebări, cum se spune în limbaj popular. În al doilea rând, nu e vorba de privilegii. Este adevărat. Magistrații sunt mai bine plătiți, să spunem, la un alt nivel salarial decât alte categorii socioprofesionale. Dar acest lucru nu este doar un drept al magistratului și nu e neapărat un privilegiu. Este, dacă vreți, un drept al cetățeanului de a avea un judecător independent, inclusiv din punct de vedere financiar, de a avea un magistrat independent, ca să include aici și procurorii. Pentru că este dobândit, cunoscut, nu numai în România, ci la nivel global, dacă vreți, că o justiție independentă nu este doar o justiție care, eu știu, beneficiază de un statut formal de libertate și de independență, ci și de unul logistic și material. Adică o justiție independentă trebuie să-ți dea o decizie corectă. O decizie corectă nu înseamnă doar că nimeni nu presează magistratul să dea o decizie într-un sens sau altul, ci înseamnă și că trebuie să aibă o bază logistică pe care nu are. Trebuie să aibă și o legislație corespunzătoare, clară, limpede, corelată la dispoziție și pe care nu are. Cum spuneam de multe ori, injustiția naște chiar din lege. Deci mai trebuie să pronunțe judecătorul. Vezi din lege că e strâmbă. Da? Și trebuie să aibă și un statut financiar adecvat, pentru că este o profesie care necesită multe sacrificii. E ușor să judeci, cu tare e plătit bine, dar hai să ne întrebăm câți ani studiază, cât timp studiază, ce studiază, ce program are, ce tensiune e în acumularea unei cantități de informații imensă săptămână de săptămână. Pentru că la întrebarea câți ani studiază, vă spun, toată viața. Magistrat nu-și termină studiile când a ieșit pe poarta facultății sau pe poarta INM-ului. El citește și în ultima zi de serviciu. Zilnic apar zeci, sute de reglementări la nivel diferit de ierarhie normativă. Magistrat trebuie să le cunoască. Deci sunt niște constrângeri de această natură. De asemenea, există privațiuni sub aspectul profesiilor colaterale sau ocupații colaterale pe care ei nu le pot face. O serie de activități economice pe care noastră, care porteri, eu ca avocat le putem face, avem voie după lege, dânsii n-au voie să facă. Până nu ies la pensie, n-au voie să facă acest lucru. În sfârșit, este, oricum am vrea, o tensiune inerentă la ora asta în sistem. Mergeți în instanțe, în parchete, veți vedea tone de dosare, tone de monitoare oficiale, jurisprudențe, decizii, toate lucrurile astea trebuie să știu magistrat. Bun. Se ridică fiecare la acest nivel? E altă chestiune, e altă discuție. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi vorbim aici de statut. Bun. Răspunde fiecare potrivit acestor, hai să spunem, condiții deosebite, favorabile de salariu, de pensie, bun, de statut social, da? De statut legal, e o altă discuție, putem să o facem. Dar vorbim de statut. Noi am tins și tindem în continuare, de ani de zile, să dăm magistraților un statut de independență în acord cu standardele europene. Și eu mi-aduc aminte că așa cum acum este de mare interes discuția de ce au atât de mult, de ce așa, de ce pe dincolo, nu neapărat purtată în termenii aceștia pe care explic eu, ci mai mult emoțional, da, și de înțeles, pentru că vremurile sunt grele și realmente știu că vremurile sunt grele. Cunosc și eu, sunt parlamentar, am interacționat cu oameni, nu? Cunosc și eu personal cazuri dramatice, dar noi nu trebuie să ne pierdem din vedere anumite standarde. Pentru că, repet, ani de zile s-a discutat despre asigurarea unui astfel de standard pentru ca magistratul să fie independent. La standarde, da? Intră și pensiile speciale? Adică ele ar trebui să rămână? Bun, acelea sunt pensii ocupaționale, de fapt, în mod corect exprimat. Așa cum sunt, da? Și la militar. Și de ce la sunt pensii ocupaționale? Tocmai datorită faptului că nu au posibilitatea să facă alte ocupații până la sfârșitul carierei, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm, România este parte a unor convenții internaționale care garantează statutul magistratului, iar în acest statut intră și pensia ocupațională, care spun aceste reglementări la care, repede, România a subscris. Că pensia trebuie să fie cât mai aproape de salariul în plat. Acum, că în aplicarea acestor reglementări s-au produs anomalii.
astfel încât s-a ajuns ca uneori să fie pensii în plată mai mari decât salarii, ține tot de modul în care se reglementează acești algoritmi de calcul unde se poate umbla. Adică, în general, să spune așa, CCR a protejat magistrații, sunt hotărâri care protejează inatacabilă discuția și așa mai departe. Da, dar tot CCR a spus că modul în care se calculează, inclusiv CEDO a spus lucrul ăsta, pensiile, rămâne la latitudinea legiuitorului. Și atunci legiuitorul trebuie să-și ia această responsabilitate. Ca, păstrând statutul de independență a magistratului, să reglementeze un regim rezonabil al acestei pensii. Și în niciun caz o pensie în plată să nu fie mai mare decât salariul în plată. Acest lucru este se o anomalie. Se întâmplă des în sistem? Nu foarte des, dar sunt cazuri care, într-adevăr, nasc inevitabil emoție și, dacă nu revoltă, cel puțin dezaprobare. Spuneați că trebuie umblat. Da. Veți umbla? Va umbla actuala coaliție? Repet, e o temă pe orizontală. Asta trebuie discutat categoric acest lucru, dar mai vă spun mai mult decât acest lucru. Și magistrații, am discutat și cu membrii CSM și cu asociații, magistrați care nu sunt neapărat lideri de sistem, dacă sunt oameni cu experiență, și ei vor acest lucru. Pentru că nici ei nu agrează ideea de anomalie în propriul sistem. Și doresc păstrat statutul, dar nu agrează aceste lucruri. Nu am întâlnit încă un magistrat care să spună, nu domnule, eu vreau să fie chiar așa, pensia în plată mai mare le decât salariul. Le face și lor un deserviciu. Dar, evident, și eu, exact, și cum se spune, o presă proastă și o atmosferă și o discuție întreagă care nu și are rostul. Au fost însă și trebuie să fim corect până la capăt. Că toate aceste discuții, ca de obicei, nu se datorează sistemului în ansamblu sau modul corect în care foarte mulți magistrați au înțeles să comporte, ci câtorva cazuri izolate care au abuzat aplicarea legii, care au făcut în așa fel încât pe ultimele luni de activitate să aibă venituri ridicate astfel încât pensia să fie calculată la un nivel ridicat. Deci, abuzuri în aplicarea legii. Și e o problemă generală în România. Noi avem legi care sunt bune în sine, dar care, vedeți noastră, sunt aplicate uneori abuziv. Un orizont de timp, și e ultima întrebare da. pe acest subiect. Un orizont de timp ne-ați putea oferi pentru asta, anul acesta, pentru anul viitor? Acestea legislative. Da, eu îmi doresc ca acest an să închidem și acest șantier. Sunt foarte multe probleme deci, rămase deschise. Plus, cea legată eu voi de propune pensii. Guvernului, l-am informat pe domnul prim-ministru, am discutat și cu domnul ministru al Muncii, domnul Budăi, în linii generale, și cu domnul ministru de Finanțe, am informat despre acest fenomen. Și am arătat că orice soluție în acest cadru legislativ e temporară și putem calma doar dimensiunea, dacă vreți, fenomenului. Dacă vrem să rezolvăm problema, noi trebuie să ne adresăm clar cu o lege care să închidă toate aceste necorelări legislative apărute în timp. Datorită unor viziuni diferite de-a lungul timpului între parlamentele care s-au succedat, nu, diverse legislaturi, diverse guverne care au avut viziuni diferite, legiferare în grabă. Bun, înțelegem că această discuție se referă la legea salarizării, care ar trebui să fie una unitară și aș vrea să o închideți. Trebuie anul să acesta. Avem o lege unitară, dar o soluție de urgență poate fi să intervenim pe sistemul acesta în acest an și, încă o dată, nu pentru a majora, nu pentru a face privilegii, nu pentru a, ci pentru a elimina aceste necorelări. Necorelări. Pentru că, vezi, ca și într-o emisiune, dacă dumneavoastră faceți o afirmație, colega dumneavoastră altă afirmație sau altă întrebare, se eu cum mai răspund? Un haos, corect. Da? Trecem la secția specială, zboară timpul efectiv. De la o problemă specială la altă problemă exact, specială. Exact. Da. Numai specialități. Se discută cel mai mult în domeniul justiției despre secția specială. Am dorit să ne spuneți calendarul dumneavoastră, pentru că până pe 31 martie înțelegem că trebuie să fie desființată, poate fi respectat acest termen și, mai important, chiar ce puneți în loc? Calendarul meu nu poate fi decât calendarul guvernului. Ministerul Justiției face parte din guvern. Și lucrăm în această direcție pentru a ne încadra în acest termen. Asta ar însemna că undeva în luna februarie să sesizăm guvernul cu un proiect de lege și mai departe Parlamentul. Sunt pași de făcut prealabil, pentru că așa cum a spus dumneavoastră secția așa zis specială, nu, e denumire mai puțin riguroasă din punct de vedere juridic, dar e acceptată general. Ea a născut un subiect special, exact.
comportă viziuni diferite și în sistem și în mediul politic. Și atunci aceste viziuni trebuie consultate și cumva armonizate, găsit o cale care să rezolve toate problemele. Prima problemă și cea mai importantă este desființarea secției. Da? Asta este clar, categoric, este în afară de orice dubiu, e hotărât, e în programul de guvernare. Da? Apoi, în opinia mea, o altă chestiune care trebuie clarificată este că nu desființăm o secție ca să reînființăm secția la altă cameră, la alt birou, cu alt număr pe ușă și eventual altă denumire. Nu. Asta am în vedere și nu asta voi propune guvernului. De aici mai departe, tot ce pot să vă spun este că lucrăm la partea tehnică în acest moment, astfel încât să găsim o formulă care trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Sau, dacă vreți, să permită depășirea mai multor nu obstacole, ci etape în acest proces. În primul rând, trebuie să înturnească decizia coaliției de guvernare. Suntem un guvern care are în spate o majoritate. Și aveți o problemă cu DMR mai ales. Și poate și cu PSD? Nu spun deocamdată că problema e secția specială. Asta e problema. Alte probleme n-aș vrea să le inventariez în acest moment. Întrebarea care a fost tot pusă de când s-a discutat despre acest subiect a fost ce se va întâmpla cu dosarele. Da. Asta este, cred că, în orice caz nu vor rămâne în aer. Aia este clar, exact. Evident că voi răspunde. Dar vreau să trec doar în revistă scurt, într-un minut, etapele. Coaliție, CSM, da? Discuții și cu asociațiile, evident, da? Tot timpul consultări cu partenerii europeni ca să nu fie surprinși de ceea ce reglementăm noi în dreptul intern. Și dacă toate lucrurile astea sunt trecute, atunci, evident, discutăm de votul în Parlament. Nu aș putea în momentul ăsta, deși am cert pe masă câteva soluții tehnice, să le fac publice, pentru că nu ar fi principial corect să discut aici, cu tot respectul, sau la colegii de dumneavoastră, în alte televiziuni, înainte de a discuta în coaliție. Dar tot ce pot să vă spun e că până la finalul acestei luni, noi o formulă trebuie să adoptăm. Adică trebuie să ne fixăm pe o cale tehnică pe care o să o anunțăm public, pentru că altfel ratăm calendarul. Noi trebuie să ajungem în Parlament cu legea în luna februarie, ca să dăm Parlamentului posibilitatea să dezbată pe îndelete, apropo de calitatea legiferării, să se uite cu atenție la lege și să o adopte. Dar măcar la nivel de principiu, se va merge pe ideea competenței a parchetelor sau va fi poate aici în acest caz aplicat un alt principiu? În mod cert parchetele se vor ocupa, pentru că numai parchete se pot ocupa de anchetă. Mă refer de competență acum. Dar, într-adevăr, competența, modul de compunere a acestui sistem care va procesa dosarele, toate aceste lucruri sunt chestiuni tehnice pe care dați-mi voie să mai vin o dată la dumneavoastră, peste vreo două săptămâni și cred că atunci pot să spun mai multe lucruri. Vă așteptăm cu mare interes ca să pun punctul pe ei în ceea ce spunea colegul meu. Da. Marea dispută legată de secția specială a fost dacă dosarele se pot întoarce sau nu la DNA. UDMR a fost partidul care s-a opus ideii ca DNA să-și recapete competențele pe care le avea în acest sens. Vor mai merge dosare la DNA? Bun, haideți puțin să contextualizăm și poziția aceasta UDMR, pentru că nu vreau să mă duc mult în trecut, dar eu am învățat din experiență că nu există poziții inexplicabile apărute din senin. Și mă duc în 2020, în februarie 2020, când Ministerul Justiției a publicat un proiect de lege. Având o anumită viziune, respectiv cu întoarcerea competențelor la DNA, cu două filtre, da, care să servească drept garanții. Evident, nu era încă obținut avizul CSM, dar eu am tatonat atunci CSM și părea că e un proiect care ar împăca și o parte și alta a CSM-ului, pentru că nu fac un secret, și astăzi CSM-ul este oarecum scindat pe subiect, la nivel de opinie. Și ceea ce am făcut mai departe a fost să discutăm cu sistemul în primul rând și cu mediul politic în al doilea rând. Dacă 2020 este cel mai bun moment de a legifera, în condiții în care Parlamentul era pe final de mandat, deci legitimitatea la final, ca să spun așa, urma un nou Parlament cu o legitimitate
înnoită pentru 4 ani de zile, da? Pe baza sondajelor se preconiza un alt tip de majoritate, deci riscul de a intra într-o legiferare în Parlament în 2020 era de a obține o legislație care era contrară voinței viitorului Parlament, care era mult mai legitim, da? Și pe deasupra a venit și povestea cu pandemia, da? Bun. Da, hai să lăsăm pandemia deoparte, că nu vreau să pare cumva că ne ascundem în spatele pandemiei. Pandemie. Nu asta a fost ideea. Plecând de la aceste premize, cam toată lumea a fost atunci de acord, cam toată lumea, de la sistem și până la partidele politice. Dom'le, hai să așteptăm alegerile și vedem după. Am fost criticat tot anul 2020 când am emis o ordonanță de urgență să desfințe SIJ. Păi nu puteam emite o ordonanță de urgență câtă vreme mie mi s-a spus clar în Parlament de către liderii grupurilor de atunci majoritari. Nu vom aproba o astfel de ordonanță. Plus că aveați referendumul care vă interzice asta. Plus referendum. Dar s-a vehiculat o interpretare în sensul că referendumul interzice ordonanțe care ar submina independența justiției, nu ar consolida-o. Bun. Deci primim și această interpretare. Dar nu poți ca ministru să te lansezi într-o aventură și să desfințezi astăzi SIJ, să mergi în Parlament cu ordonanță și peste 2-3 săptămâni Parlamentul să spună respingem ordonanța, reînființezi, ce să mai reînființezi? Ce se întâmplă atunci cu dosarele, cu acte procesuale care se pierd pe parcurs sau nu se fac la timp, care sunt vulnerabile la contestații pe bună dreptate de către avocați, pe chestiuni de competență, îngrop sau nu îngrop mii de dosare la care s-a muncit, le îngrop categoric. Poți sau nu să faci ca ministru asta dacă nu ești altceva decât irresponsabil? Nu poți să faci. Și atunci am consultat și partenerii europeni și le-am spus, domnule, uitați care e situația. Vorbi direct și cu vicepreședinta Iurova și cu comisarul Reinders. Asta este terenul de joc, așa alătură lucrurile. Părerea mea este pe baza tuturor celor discutate. Ținem proiectul în dezbatere publică, vine noua majoritate care o fie ea, îl adoptă, îl respinge, îl modifică, treaba ei, dar în orice caz este pregătit, e pe masă, lăsăm la minister. Astea au fost lucrurile discutate în 2020. Din păcate, în 2021, într-un anumit context politic, care nu vreau să intru și nu vreau să judec pe nimeni, că nu ăsta e rolul meu, acest consens s-a pierdut. S-a pierdut o oarecare înțelegere cu CSM-ul și deodată toată lumea s-a re-radicalizat. După un an de zile de discuții succesive, tatonări, apropieri de puncte de vedere, explicații, etc., pentru că trebuie să scăpăm de acest subiect cumva, lucrurile au revenit cumva în aceeași poziție. Și așa se explică apariția acestor poziții radicale ale, la vremea respectivă, deși PSD-ul de mere. Vă da. Referiți clar aici la fostul ministru Stelian Ion? Nu mă refer decât la context politic. Pentru că eu nu cred că doar un singur om putea să pună în mișcare toate aceste... și dacă a făcut, a avut mare dibăcie, între ghilimele. Dar era prea complex. Cred că au fost mai mulți care au greșit acolo. Deci numai strategia ministerului, poate și strategia interiorul coaliției, discuțiile care au avut loc în coaliție, care aveau o majoritate. Care aveau o majoritate, nu? Care putea da oricând o ordonanță de urgență, chiar ca o paranteză glumă, efectiv colegială pe care am făcut-o cu domnul Ion când a preluat ministerul, a spus, felicitări, mâine puteți da ordonanță de urgență. Și mi-a spus, nu e chiar așa simplu, știu că ca nu e simplu. Ca să revenim în actualitate. Dar revenim. Da. Noi acum ce avem? Terenul de joc. Cel puțin cu acum PSD, o lună DMR, a arătat la fel se... de radicalizat. Dar această lună n-am pierdut-o. Am discutat, repetat și cu CSM și cu asociațiile care au vrut. Unele n-au vrut să discutăm, eu sunt în continuare deschis. Am discutat cu partenerii europeni. Teza mea este că trebuie găsită o formulă echilibrată de mijloc. Asta e tot ce pot să spun în acest moment. Sper ca să întrunim acest consens pe o formulă care să dea și confortul independenței magistratului, să asigure și un efort teritorial de desfășurare anticorupție în sistemul judiciar. Pentru că una din criticile mele personale la acest SIJ a fost, dincolo de faptul că a fost constituit, cum a fost constituit și mai departe, este că în teritoriu e complet absent. Și nu poate să mă convingă nimeni că 5 procurori în București, dintr-o schemă de 15 adevărat, dar 5 au fost 5-6 procurori, cred că sunt și acum, nu cred, sigur, vă spun că așa e, nu pot acoperi un efort de anticorupție la nivelul întregii țări. E imposibil. Ne spuneți și un calendar de discuții pentru modificarea legilor justiției și codurilor penale. Bun. Și dacă s-a convenit ceva în legătură cu aceste modificări sau încă analizați...
Hai să vedem cum stau lucrurile și acolo. Legile sunt legile justiției. Publicate în 4 septembrie 2020, în dezbatere publică, până în aprilie 2021. Proces care s-a parcurs. Ulterior, Ministerul Justiției a sesizat CSM cu legile. CSM a ridicat excepția că legile n-au parcurs avizare interministerială. S-a pornit un proces de avizare interministerială, nu s-a dus până la capăt. Și Ministerul și-a retras legile din CSM până să termină acest proces de avizare interministerială. Deci, stadiul în care eu am preluat aceste legi este următorul. Publicate din 2020, modificate ulterior în anumite părți, adevărat, în 2021, încheiată etapa de dezbatere publică, suntem în fața avizării interministeriale și transmiterii către CSM pentru avizare. Și la ce minister e blocajul? Nu s-a transmis. Deci, dacă vreți, blocajul e la Ministerul Justiției. Am moștenit și acest blocaj. Aveți da? Un an o și să-l jumătate, deblocăm. Conform țintei asumate în PNRR, un an și jumătate, iunie da. 2023. E foarte adevărat, până în iunie 2023. Dar tot în glumă spun, cum le spuneam și colegilor de la Bruxelles, că am avut două ședințe succesive cu direcția care se ocupa de MCV și îmi spunea, bine ar fi 2022. Și direcția care se ocupa de PNR, care spunea că dumneavoastră păi aveți timp până în 2023. Zic, în regulă... Deci ar fi bine în 2022. Am reținut ideea. Eu sunt de altceva preocupat. Înainte de diverse direcții de la Bruxelles și de, eu știu, poziții din sistem, sunt preocupat de faptul că cetățeanul nu primește un act de justiție dintr-un sistem care i-a dus la zi, până când noi nu adoptăm aceste legi. Pentru că, repet, sunt mari dezechilibre în sistem, necorelări. Legile sunt relativ vechi, au apărut chestiuni noi, probleme noi, trebuie actualizate, trebuie modificate. Practic, trebuie legi noi. A fost o... Dar, asta este motivul pentru care eu cred, și nu numai eu, la nivel guvernamental și politic, credem că e bine să accelerăm și să finalizăm și aceste proiecte în 2022. E dificil, e complicat, va necesita o multă muncă de discuții, de negocieri pe text, etc. Dar partea bună este că avem totuși niște proiecte care sunt încheiate, să spunem, proporție 90% sunt încheiate. Și eu aici nu am orgolii, adică eu sunt gata să lucrăm pe proiectul, proiectul inițial modificat ulterior de ministrul Ion. Vom vedea ce modificări s-au făcut, le mai discutăm în linii mari cu CSM-ul, cu asociațiile, etc. Dar nu putem să o luăm de la zero în fiecare zi. A fost o prevedere care l-a supărat pe președintele Iohannis în propunerea făcută de Stelian Ion, și anume avizul conform al CSM. Și spunea șeful statului că se simte vizat în sensul că îi se știrbesc atribuțiile aici. Cred că a spus așa, dar... Nu, asta era ideea, sigur. Da. Această prevedere, acest aviz conform ar trebui menținut, ar trebui să existe, adică ce înseamnă conform? Obligatoriu. Adică la numirea procurorului șef, să fie un aviz obligatoriu de la CSM, să aibă ultimul cuvânt. Câtă vreme nu am găsit argumente contrarii, eu nu pot să mă dezic de propria mea poziție. Propria mea poziție a fost publicată sau exprimată în proiectele publicate în 4 septembrie 2020, care includea un aviz conform. Plecând de la ideea următoare, că un aviz, cu aviz consultativ la CSM, plecând de la ideea că un aviz conform al secției, practic va conduce la blocaje inevitabile. Dacă mergem pe calea asta, am și spus, atunci am declarat public. Foarte bine, atunci dăm numirile la CSM și cu asta am încheiat povestea. Dar uitați ce se spune din CSM, chiar că sunt voci din CSM care spun nu. Nu e în regulă, nu e pregătit sistemul să-și asume o astfel de responsabilitate. Iar critica, nu cum că scoțând președintele din acest circuit procedural de numirea procurorilor de rang înalt, elimin politicul din numirea procurorilor de rang înalt, este nefondată, pentru că oricum îți rămâne ministru. Lași la ministru cea mai mare putere. Și iertați-mă, dar este tot un nivel politic și un nivel politic cu o legitimitate, nu știu, mulți, că infinitezimală față de legitimitatea unui președinte care e ales prin vot universal. Unor ministru poate să fie și tehnocrat, cum am fost și eu, nu aveam niciun vot în spate. Nu. Hai să spun, acum am o legitimitate că sunt din Parlament numit, dar nu se compară oricum. Cu alte cuvinte, propunerea deci, pe care asta nu este o critică de acceptat. Va fi Doi. Cu aviz consultativ. Doi. Chiar și așa gândesc la acest moment.
Da, așa gândesc la acest moment și nu evit să spun lucrul ăsta. E cunoscută părerea mea și în CSM, am exprimat-o public, au fost dezbateri la care am participat chiar după ce am fost ministru. Mi-am adus argumentele, voi aduce în continuare. Sunt gata să discut, evident. Dar plecând și de la un alt considerent, chiar și acolo unde apar disensiuni, divergențe, păreri diferite, opinii diferite între ministrul justiției care face propunerea și secția de procurori, care dă sau nu dă un aviz, da? Adică îl dă pozitiv sau îl dă negativ, consultativ așa cum este el. Fiecare parte trebuie să argumenteze în definitiv și la urma urmei. Dar avizele negative date de CSM în cazul ultimilor procurori șefi n-au fost luate în calcul de tocmai președinte. Asta vă spuneam, și unul dintre ei nu mai este. Da, nu mai este, nu pentru că ar fi făcut el ceva, săracul. Adică, hai să fim serios. Da, deci nu a fost un caz în care persoana în cauza s-a făcut vinovată de ceva, ci tocmai că a simțit nevoia să procedeze extrem de principial ca să evite orice fel de suspiciune asupra instituției și a dat demisia. Da? De ceea ce spune foarte mult în sens pozitiv, după părerea. Ce se întâmplă cu șefia de ICOT? Când veți relua la zero, veți continua ce a lăsat fostul ministru, care în acest moment este înghețată, practic. Iar un pic trebuie să explicăm trecutul. Apropiat, vreau să zic. În 2020, noi aveam o situație în care toate pozițiile de vârf erau neocupate. Erau ocupate cu interimari. Da? Și era absolut necesar să facem aceste propuneri, să fixăm, dacă vreți, sistemul prin procurori, șef de rang înalt, care să fie trecut printr-o procedură, să aibă legitimitatea necesară, să poată conduce, să poată impune sistemului ca să ia măsuri manageriale care să impună. S-a făcut acest lucru. Bun, putem discuta cum a fost procedura, ce părere au avut unii, ce părere au avut alții. Eu mi-am argumentat totdeauna opinie. Dar e alt subiect acest. Acum nu mai suntem în aceeași situație, pentru că o parte din aceste funcții sunt acoperite, sunt ocupate în mod legitim, procedural, și pe de altă parte, perspectiva adoptării legilor justiției este apropiată. La momentul ianuarie 2020, când am făcut primul rând de propuneri, perspectiva adoptării legilor justiției era undeva 2021. Deci peste un an de zile în care noi ar trebui să stăm cu sistemul descoperit până când se adoptă legile justiției. Spun pentru că am primit această critică și m-am uitat foarte atent la ea. Adică n-am ignorat-o. Dumnezeu, au oamenii niște dreptate sau nu? Ce să spune în această critică? Așteaptă până când modifici legile justiției, după aia faci propunerile. Bun, cât să aștept? Un an jumate și să stau cu Ministerul Public un an jumate fără poziții de vârf? Am luat decizia să trec la o primă rundă de... Acum este cu acum tot vreți să așteptați legile justiției. Și acum vreau, din motivul acesta, vreau să aștept să adoptăm legile justiției, pe care nu le vom face în 2023, ci anul acesta. Și abia după aceea să continuăm procedura începută. Mai avem 4 minute și 3 subiecte importante. O să vă rugăm un pic mai pe iertați-mă. Și asta răspunde cumva implicit și altei critici. Și la adresa președintelui și la adresa Partidului Național Liberal, că a oprit procesul, că neapărat trebuie să numim rapid noi niște procurori acolo. Ceea ce e complet fals. Nu asta e prima urgență noastră. Și gândim sistemic. A fost oprit a doua zi după ce n-a mai fost Stelian Ion. Din motivele acestea, un ministru interimar să purceadă la o astfel de operațiune care e pe termen lung, era după părerea mea, deci după părerea ministrului Bode a procedat foarte bine. S-a speculat chiar că a fost unul dintre motivele principale pentru demiterea lui Stelian. Păi iată că nu e, că nu ne repezim acum să punem procurori, avem alte urgențe. Supremația dreptului european sau a dreptului românesc. O dispută între decizia CJUE și un comunicat al CCR care nu știm de către cine este asumat. CCR spune trebuie să modificăm Constituția ca să respectăm ce ne spune decizia CJUE. Care este adevărul? Cum ar trebui să fie tratată problema în România? Este o temă atât de delicată și frumoasă din punct de vedere juridic încât, ar merita multe conferințe. Un minut avem. Un minut. Telegrafic, vă spun. Poziția guvernului este în sensul respectării declarației numărul 17 la anexă la tratatul Lisabona, în sensul supremației dreptului european. A fost exprimată oficial printr-o scrisoare din 17 noiembrie a ministrului afacerilor externe, ministrul interimat de justiție, asumată și de prim-ministru. E neschimbată poziția guvernului. De aici mai departe sunt două chestiuni.
problema de drept în sine, care este conturată de prevederile tratatului și de articole 11-20-148 din Constituție, și care comportă multe, multe, multe discuții, nu se pot face nici măcar într-o oră, nu cred că se pot epuiza. Dar mai e o chestiune care s-a decantat în ultimii ani, și anume un soi de dialog prin decizii între Curtea Justiției a Uniunii Europene și curți constituționale. Aș începe cu Germania. În primul rând că nu România este prima venită în această discuție. Au fost și Polonia, și Ungaria, și România. A doua chestiune. Eu am citit cu mare atenție și deciziile CJUE și deciziile CCR. Nu sunt atât de frontal opuse precum sunt receptate ca percepție. Sunt nuanțate. Sunt nuanțate. Și CCR nuanțate și... comunicatul CCR. Ok. Discutăm de decizii și nu de comunicat, poate expresia unei emoții în preajma Crăciunului, nu știu. Nu vreau să duc în derizoriu acest comunicat, dar mă refer strict la decizii. Ceea ce e important, după părerea mea, este ca să se nască un dialog între aceste părți și să fac pași la nivel european. Eu sunt foarte bucuros că președinția franceză a anunțat la Paris în februarie organizarea unei conferințe între curțile supreme, curțile constituționale și CJUE pentru a dezbate această chestiune. Este, dacă vreți, o problemă, în primul rând, între magistrați de vârf de la aceste curți, de la acest nivel. Cred că guvernele mai degrabă trebuie să amenajeze acest dialog, să-l sprijine, nu să toarne gaz pe foc, nu să tragă avantaje politice. Și nu mă refer doar la guverne, mă refer și la opoziție, din diverse state. Adică, vedeți, de multe ori sistemul politic toarnă gaz pe foc pentru a obține avantaje politice, a specula emoții și a lăsa în derizoriu rațiunea care trebuie să primeze. Pentru că Uniunea Europeană e bazată, la urma urmei, ca toată Europa, de la Descartes încoace, pe rațiune. Da. Mai puțin de un minut chiar pentru... Aici mai vreau o scurtă lămurire, pentru că la noi în țară, acest dialog, acest clash între CJUE și CCR are o urmare, și anume procedură disciplinară împotriva... Da, și vom rezolva acest lucru prin legile justiției. În dialog cu magistrații, cu sistemul, cu asociațiile, îl vom rezolva acest lucru prin legile justiției. Între timp, magistrații curților constituționale, în altelor curți, CJUE, se vor întâlni în februarie, în marja Jaiului, la Paris, și vor discuta. Sunt foarte curios și optimist în legătură cu acest dialog. O ultimă întrebare și un răspuns și mai scurt, chiar vă rog. Da. Este nedrept MCV pentru România și când am putea să scăpăm de el? Pentru că așa a spus domnul Marcel Ciolacu, este nedrept. Și celălalt sistem privind statul de drept este nedrept, spunea domnul Marcel Ciolacu. Nu vreau să traduc ce a spus domnul Ciolacu, dar cred că se referea la faptul că anumite adăugiri la acest mecanism poate au părut cumva nedrepte domniei sale. Nu e treaba mea să interpretez spusele dânsului, dar vreau să spun altceva, ducându-mă la conținut. În fond, ce ne cere MCV și nu ne cere? Am convenit. Noi am consimțit. Nu a fost un dictat acolo. Dar nu mai scăpăm. România a semnat. Spun cei de la PSD. Trebuie să vedem, să ne întrebăm și de ce. Cât am făcut noi din el. Dar MCV vorbește de eficiența justiției. Suntem de acord că e ceva în regulă aici sau e în regulă? Eu cred că e în regulă. De eficiența CSM. De integritate în funcții publice. De anticorupție. La nivel central, la nivel local. Aceste lucruri servesc nu Bruxelles, nu guvernul României, servește cetățeanul. Nimeni nu mă va convinge că cetățeanul român nu beneficiază de integritate în funcții publice, dacă o să o atingem 100%, de anticorupție, dacă își va atinge obiectivele, făcută cum trebuie, după lege, cu toate garanțiile, dar făcută eficient, și de eficiența CSM și a sistemului judiciar. Nu mă va convinge nimeni că aceste lucruri nu sunt în beneficiu cetățeanului român. Deci, răspundem, e rău sau e bun? Dar rămânem cu această întrebare numai... Un orizont de timp pentru MCV? Scuză, Marina. Am dorințe, dar și ambiții mari în legătură cu acest obiectiv. Prefer mai degrabă să fac după ce împlinesc niște lucruri și să nu arunc cu aceste dorințe în opinia publică așa oarecum hazardat. Vreau să vedem cum progresăm cu SIJ, cum progresăm cu legile justiției și cred că de-abia după aceea poate fi, eu știu, încercat un răspuns rațional. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc pentru prezența la Top News. Este clar că timpul nu a fost de ajuns, așadar vă mai așteptăm pentru că vom mai discuta anul acesta despre justiție. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc de asemenea. Urmează știrile cu Raluca Alhadad. Noi ne revedem mâine la aceeași oră.